Pentru conținut extra abonați-vă la cele două canale din descriere. Secretele de la Palat, episodul 46. Yu-shin îi cere lui Bidam să o scoată pe Deokeyman în siguranță din capitală, în timp ce el va rămâne să le țină piept luptătorilor lui Mishil. La auzul celor spuse de Yu-shin, Deokeyman, plângând, refuză cu încăpățânare să-l părăsească, dar este scoasă forțat de către Bidam. Copălșit de numărul mare de ostași, Kim Yu-shin este nevoit să se predea și, la ordinul lui Seol Wonrang, este arestat. Înfuriată la auzul veștilor că Deokeyman a scăpat grație lui Bidam, Mishil le cere membrilor facțiunii sale să treacă la implementarea etapei a doua a planului lor. Misaeng și Hajong au misiunea de a chema la curte în ziua următoare toți oficialii guvernamentali, iar participarea acestora trebuie să fie obligatorie. Toată autoritatea îi aparține acum lui Mishil. Pentru a evita ca puterea și influența lui Deokeyman să crească, Mishil cere susținătorilor ei să o captureze pe aceasta cu orice preț și chiar să o ucidă, dacă va fi cazul. Analizând evenimentele, Deokeyman înțelege planul lui Mishil, pe care îl vede ca soluție disperată a acesteia de a accede la tron, dar îi recunoaște meritul de a fi fost realul conducător al acestei națiuni atât de mult timp. Însă, în calitate de moștenitoare a regelui Jin Tiong, Deokeyman este hotărâtă să lupte până la capăt pentru a nu-i permite lui Mishil să-și ducă la îndeplinire uneltirile și se asigura de sprijinul lui Bidam și a lui Chunchu. Kim Yu-shin, Alcheon și ceilalți susținători ai prințesei sunt încarcerați și torturați pentru a declara că Deokeyman a pus la cale insurecția. Lordul Jujin îi mărturisește lui Bidam și lui Deokeyman că armata sa o sprijină pe Mishil, deoarece aceasta i-a promis lui pământ și un loc în Consiliul Nobililor. Află cu surprindere de la Deokeyman că adevărata intenție a lui Mishil este de a urca pe tron. În fața tuturor oficialilor chemați la curte, Mishil anunță în mod oficial că Deokeyman se află în spatele insurecției și că din ordinul acesteia a fost rănit unul dintre membrii Consiliului Nobililor. De aceea, regele a decretat ca prințesa să fie arestată și toți susținătorii săi să fie îndepărtați de la putere. În acest scop, regele a decretat și instaurarea unui consiliu de urgență care va fi condus de Mishil. Nobilii sunt stupefiați să audă că țara va fi administrată de un consiliu de urgență și mulți dintre ei înțeleg că Mishil a stat în spatele tuturor acestor evenimente. Când unul dintre nobili își manifestă îndoierile privind autenticitatea acestor decrete regale, Mishil ordonă să fie asasinat. Conducătorii din rândul comunității Gaia concep un plan prin care să-l salveze pe Yu-shin împreună cu Alcheon. Chilsuk află și îi raportează lui Mishil. Ea ordonă ca cei doi să fie eliberați din arest, sperând ca prin intermediul lor să reușească să găsească cartierul secret al lui Deokeyman. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.